exemplu, neagă predestinarea destul de vehement, da? Bun, sunt și alții care neagă predestinarea, îi iubim, îți greșiți, nu îi scoatem din rai pentru asta, da? Neagă imortalitatea sufletului, da? Nemurirea sufletului. Adventismul învață că nemurirea este condițională, adică omul nu este o ființă eternă. Omul n-a fost creat de fapt să fie o ființă eternă, ci nemurirea este condiționată de anumite lucruri, de ascultarea față de Dumnezeu. Da? Și când zic nemurire, nu mă refer doar la ideea de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a avea viață în Hristos. Mă refer la existență. Și ei apelează la faptul că lui Adam și lui Eva li se spun, înainte să fi păcătuit, că dacă vor mânca din acel fruct, vor muri. Concluzia lor este că Adam și cu Eva au fost făpturi cu potențialul de a muri înainte ca păcatul ca să intre în lume prin ei. Da? Ca atare, omul, zic ei, nu este în mod necesar o ființă sufletească eternă. Da? O ființă sufletească eternă. Există o lipsă de distinție și de claritate. Există o confuzie care se face între ceea ce înseamnă viața fizică, moartea fizică, viața spirituală, moartea spirituală. Da? Pentru că dacă vrei să te folosești de Adam și cu Eva și a spune că terminologia acolo e aceeași, cum ai vrea să o aplici în cazul ăsta, atunci ar trebui să explici cum de n-au murit în felul ăsta, în sensul că n-au sistat din existență în momentul în care au păcătuit. Da? Evident, Dumnezeu se referă la altceva când spune în ziua aceea veți muri. Veți muri spiritual vorbind, care va aduce ca și consecință moartea fizică, da? Care duce la moartea finală, la a doua moarte, dacă nu ești răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Biblia învață lucrurile astea destul de clar, dar în cadrul adventismului există multă confuzie pe temele acestea. Neagă eternitatea iadului. Cred în anihilare pentru cei nemântuiți. Da? Astea sunt trăsături comune cu alte secte care le-am studiat.